Eu m-am găsit legat Digisport în această după-amiază. E destul de reconfortant să vii după un 2-0 la Sofia, pe terenul lui CSKA, CSKA cea mare, să zicem așa, pentru că e echipa mai puternică. A bătut trupa lui Ciobotariu și ne-am bucurat foarte mult pentru acest lucru. De asemenea, victorie cu emoții și cu peripeția celor de la Faru. Important și acest rezultat în perspectiva returului. Au un mic avantaj, sperăm să și-l valorifice la retur în Armenia. Și un meci foarte bun făcut de CFR împotriva unui adversar cu nume, un adversar puternic. Adana Demirspor, la ei ne referim, antrenați de Patrick Kluivert și cu o sumedenie de vedete în lot. Alături de mine, Florin Prunea, Daniel Stanciu, Viorel Grigoroiu. Încep cu tine, Vio, pentru că pe cei doi i-am mai auzit și aseară, vorbind despre meci, despre aceste trei partide. Toate trei, la pachet. În mare. Nu știu dacă au fost rezultate sub așteptări. Cred că sunt rezultate normale. Poate că ne-am fi așteptat ca Farul să se impună mult mai clar, dar s-a impus cu emoții pe final. Mi-e greu să cred, chiar aproape imposibil să cred că în retur armenii, precum moldovenii de la Tiraspol, vor arăta altfel. Și din acest punct de vedere, cred că Farul a făcut în urma rezultatului de ieri un pas important spre calificare, dar de acum încolo, dacă va da peste o echipă mult mai puternică... Flora Tallinn, dacă nu e... Da, Flora, nu știu foarte multe și cred că nu știe da, nimeni. Mai slabă, Flora, mai slabă decât Tallinn. Mai slabă. Zice că-s mai oricum, vine cineva până la urmă în da, calea în lor. Da, play-off să vedem da. Ce CFR-ul, sigur, un egal acasă nu e bun, dacă vrei să te califici. Uh-huh. Dar ținând cont că a jucat în compania unei echipe ce are în componență fotbaliști nu știu câți, dar sunt câțiva plătiți cu peste $1 million păi sau de dolari, cum ele aici. Doar de Belanda, de Nani. Exact, da. Că și Kluivert, el n-are mari rezultate ca antrenor, dar bănuiesc că n-a venit pe 500.000 acolo. A fost Montella până acum. Exact. E locul 4 în Turcia, într-un campionat, știm cu toții, în care se investește incomparabil mai mult ca la noi. Dar rezultatul e... Nu știu cum să-l numesc, decent, dar nu e bun pentru calificare. Iar Șepși este surpriza plăcută a acestei etape preliminare. Din ce am văzut și eu, sofioții, blocul 2 în Bulgaria, adevărata CSKA Sofia, echipa la care acționare este și Stoichkov. Și cu o cred susținere că... impresionantă, adică ce am văzut ieri la meci chiar... La Sepsie, cum spunea, cred că domnul Iohannis, nu? Sau cine spunea, România lucrului bine făcut, sau cum spunea, cine spunea, nu? Da. Acolo lucrurile au fost făcute cu cap, fără toate schimbările specifice fotbalului românesc. Și mi se pare că și-au găsit și antrenorul perfect pentru filozofia de acum. Și Bergodi a făcut ceva pe acolo. Și Bergodi, da, coleg, cred că merita și Ciobotariu și un trofeu și un alt nivel profesional după ce a salvat echipe de la retrogradare. Sau... S-a bătut și la campionat la 2015. Cu Dinamo atunci. Cu, da, și cu Târgu Mureș. Și cu Târgu Mureș. Cu Târgu Mureș. Da, era. Da. Păi din cauza lui Daniel l-au câștigat titlul atunci. Vis-a-vis de calificare, eu cred că Sepsi n-are cum să pierdă calificarea. Asta nu înseamnă că nu pot să bată sofioții la Sfântul Gheorghe, dar nu cred că în decurs de câteva zile, o săptămână, se schimbă brusc. Farul la fel, la CFR mari. Uh-huh. Mare. Și FCSB, bineînțeles, care și el. FCSB, da, FCSB deja ne gândim la turul următor cu Norgeland. Apropo de FCSB, avem și... material cu Kirikeș prezentat, tricoul cu numărul 21. Zice, se băteam văzut aseară, ai anticipat foarte bine. Te întrebai, băi, dar cred că Hagi i-a zis să nu facă. 100% eram sigur. Pe și parcă, parcă l-auzeam pe Gică, pe bancă. Da, cu Zidu. Doar nu fi Hagi ăla să tragă, nu fi vreun Hagi să tragă în halul ăla. Bă, dar știu că așa ne făcea și mie și Rusteri, că ne mai certa. Bă, dar ce vă puneți băzii de la 25 de metri? Bă, Gică, lasă-l acolo. Bă, Gică, lasă-l acolo. Și aseară când l-am văzut pe Ioane, prima dată au pus doi în zid și după aceea a făcut semn să dea la o parte, mi-am dat seama, zic, cred că asta a venit de pe margine. Și bineînțeles mi-am dat seama că l-am văzut pe Gică calm. Pentru că în momentul dacă și l-ai văzut și pe Preda, bine. Și păi dacă nu au tot spre până, mi-am dat seama. Zic, stai așa că ceva. Da, stă pe loc și mi-am dat seama că de la Gică a fost. Dar să știi că și eu am făcut odată așa. Ai făcut, nu? Am făcut, da, și am comis-o cu Grasul Părstiuric la București. Da, tu ai scăpat o poartă. Da. Altceva. Altceva, dar șutul a fost unul puternic, da, dar el a plecat târziu după minge, că și cu Zid așa, a făcut doi pași până a plecat după aia, că dacă pleacă
face bătaia și pleacă, are poziția corpului înspre minge și chiar dacă îi vine undeva pe aici și o scapă, lovește în piept, lovește în cap, dar el a plecat târziu după ea. Dar e important că s-a terminat bine meciul. Da. Dar o să fie, o să vedeți, un retur de foc. Da, și cu ăștia, cu Artru. Pe Daniel, grea. Pe Daniel îl abordez cu altceva. Era cam relaxat Panin după plecarea lui Dan Petrescu, era liniștit, nu mai iese cu mandolini prea liniștit. S-a trezit Bârligea la un moment dat, pe final a luat și cartonaș galben, era cât pe ce să ia și roșu și l-am văzut pe Panin nedumerit așa, s-a ridicat să-l potrească pe Bârligea, nu mai are pe Petrescu, tot are ceva treabă. Mie personal mă trisesc că am stat mai mult pe meciul CFR-ului după ce am văzut începutul. A fost și cel mai important joc. Și chiar mi-a plăcut CFR-ul. Mi-a plăcut modulul ăsta, mi-a plăcut felul în care și mi-au plăcut jucătorii. Păi, dar dacă facem o analiză așa la... Sala, chiar mi se pare un jucător foarte, foarte bun. La cele patru partide și la cei patru adversari pe care au avut echipele noastre, e clar că Adana, neapărat cum ai spus tu, că cel mai important, adică e cel mai important adversar prin prisma bugetului și a valorii jucătorului individual, pentru că Adana nu are experiență pe cupe europene. Adică nu e o echipă care să fie cochetat cu participările în competițiile europene. Dar clar că ne-a arătat și aseară că dispune de jucători, nu neapărat ca echipă, dar are niște jucători individual luați extraordinari, cu mult peste nivelul CFR-ului și ceea ce avem noi în România. La polul opus a fost Urartu, adică cea mai slabă cotată echipă dintre cele patru, și iată că era gata să producă surpriza. Adică, sincer, nu mă așteptam la șef și să aibă o evoluție atât de bună. De felicitat CFR-ul, pentru că continuă, adică ceea ce ne-a arătat cu Polia și UTA în primele două etape, continuă cu joc, repet, în fața unui adversar foarte puternic, dar CFR-ul a jucat curajos. A avut ocazii, putea să și primească, putea să și marcheze. Până la urmă, un rezultat echitabil, așa, dacă ținem să contabilizăm ocaziile de ambele părți. Surprinzător, CSKA-ul bulgăresc, Realul CSKA sau cel mai important CSKA, pentru că echipa care a pierdut, știți foarte bine, cu CSKA-ul celălalt, în penultima etapă, parcă cu un penalti în prelungiri campionatul, în fața celor de la Ludogoreț. Șepși a jucat un amical cu celălalt CSKA care a evoluat împotriva FCSB-ului, într-un meci amical a pierdut. Am strâns 10 puncte din partidele tur. E important pentru coeficientul nostru, chiar dacă se vor înjumătăți aceste puncte, așa e regula de la UEFA în tururile preliminare. Dar sunt speranțe și eu cred că și Farul poate să treacă. Urartu, vă aduceți-vă aminte, acum două săptămâni a pierdut acasă. Echipă care a demonstrat cu campioana Bosniei, adică cu joacă mai bine în deplasare și aseară la fel. Ne-a arătat că foarte echipă foarte periculoasă, o echipă care a alergat mult, dar valoric cu mult sub CSKA, cu mult sub, incomparabil cu Adana sau cu celălalt CSKA. Da, haideți să dăm drumul și reacțiilor, să vedem, pentru că ieri și Vali a avut dificultăți în a se concentra dintr-o parte într-alta, erau foarte, foarte multe reacții, acum le-au sintetizat foarte bine colegii mei și chiar aș vrea să vedem și mi se pare normal să începem cu băieții de la Șepși. Mă chinu și eu, am văzut că ți-a ieșit asta cu Șepși. Aia, odată mie, odată nu. Tot le zic Sepsi. Băieții de la Șepși care au făcut, într-adevăr, cel mai bun rezultat, oarecum surprinzător, dar maniera în care au jucat a fost una realmente de lăudat. Haideți să-i ascultăm. Un joc greu. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu un sistem care ne-a pus în dificultate în anumite momente, însă noi am stat foarte bine organizați. Mă bucur că am reușit să câștigăm, dar trebuie să fim atenți pentru meciul de la noi, de la Sfântul Gheorghe, pentru că calificarea încă nu este jucată. Chiar dacă avem un avantaj de 2 goluri, trebuie să fim atenți și să ne pregătim foarte bine pentru acest joc. În prima repriză am avut 3-4 contraatacuri foarte bune, foarte bune. Ne-am surprins adversarul, dar n-am reușit să fructificăm, de fapt n-am dat la poartă. Am încercat să pasăm,
Este o veche problemă de-a noastră, trebuie remediată cât mai curând, dar referitor la ce spuneai tu, da, sistemul nostru a funcționat foarte bine, ne-am apărat foarte bine, știam că o să creeze, că vor să creeze superioritate numerică prin benzile lor laterale și atunci am blocat foarte bine cu mijlocașii noștri laterali și în stânga și în dreapta. Un joc bun, defensiv, foarte bun și o a doua repriză în care eu cred că am controlat jocul. Ei au avut două, trei situații de a marca pe o fază fixă, însă încă o dată sunt mulțumit de defensiva mea și de atac. Nu știu dacă au cu ce să ne surprindă, dar cu siguranță va fi alt meci acolo la noi. Sper să ne concentrăm și cu siguranță va fi dificil, să zic așa, pentru că niciun meci nu este câștigat dinainte. Am făcut un meci destul de bun, am avut, să zic așa, câteva ocazii pe final, mai puteam să mai înscriem, dar ne bucurăm că până la urmă am câștigat. V-ați întors un pic în timp așa pe acest stadion? Da, este un stadion mai vechi, dar o atmosferă foarte frumoasă. Am respectat tot ceea ce am pregătit. Un scor istoric, pot să zic, pentru Șep și OHK, să obții o victorie 0-2 în deplasare la ŠSKA Sofia, cea mai mare echipă a Bulgariei. Din istoria Bulgariei, cred că este un rezultat mare, cred că este cel mai mare rezultat, dacă nu mă înșel, din istoria clubului, dar nu trebuie să ne culcăm pe ureche, ne așteaptă un retur foarte greu, au jucători de valoare și trebuie să ne pregătim foarte bine și să nu se întâmple surprize. ŠSKA, așa mi-a zis Severin în cască, să zic. ŠSKA. ŠSKA. Foarte bine, bravo lor, chiar au fost... Dar chiar nu s-a pus niciun moment, pentru că și după 2-0 au mai avut, adică victoria clară, pe final două mare, fără niciun fel de problemă. Și execuția lui Varga mi se pare una destul de greuță, adică sigur face comicăria aia portarul. Nici a lupă unul nu e ușoară, că iese portarul, uite, fii atent, iese portarul acolo, uite, și se duce mingea, intră pe, uite, da, nici asta nu e... Dar bine, aici este și arbitru a lăsat foarte bine, că a fost un faul clar înainte și a lăsat avantajul, a ieșit avantajul perfect. Da, e, începuse foarte bine. Până la urmă, nici n-au luat gol, nu? În primele meciuri jucate și în România, Șepșii cu Ciobotariu, n-au luat gol nici acum, anunța într-un fel. Și în condițiile în care au pierdut o piesă importantă în apărare, nu? L-au pierdut pe Tamaș. De acolo, și condițiile dar nu care la jocul ăsta au jucat cu un atacant, adică atacant. Nici Hefte nu a jucat, a jucat... Hefte, ăsta, cum îl cheamă? Rondon și celălalt, slovacul. Șafranco, da. Uh-huh. Și au câștigat de o manieră și cu un stadion fierbinte. Da. Stadionul plin numai de... Da. Asta arată puterii, cu caracter. Cu octobre vor juca ei, nu? Pentru că octobre... Da. A bătut 4-1 de plasare. A bătut 4-1 de plasare, nu se mai pune probleme. Kazakhstanul incredibil, mă uitam la Tobol, 4-1, 3-1 la Basel. Pe Basel. Da. Care... Uite-te și la echipa națională. Uite-te la echipa națională la Kazakhstan. Uitați-vă în ce grupă este și să vedeți ce rezultate au avut până acum. Bun, în ordinea importanței rezultatului, să spunem, pentru că a fost tot o victorie, haideți să ascultăm și pe cei de la Faru. S-au obișnuit ei să câștige de maniera asta, așa, cu suspans, cu adrenalină. Au fost conduși de două ori, până la urmă au bătut. Așa au câștigat și campionatul. Așa au câștigat și campionatul, exact. Tot cu gol marcat pe final de repriză. Bine, de data asta a fost 2-2, atunci au redus din handicap doar. Schimbările de la pauză, însă de la Urartru n-au fost. Nu i-au ajutat, dar s-au ajutat singuri. Cu un super gol Mazilu, trebuie să spunem și asta. Da. Faru trebuie să facă ceva neapărat să elimine greșelile astea pe care le fac. Când primesc niște goluri... Anul trecut erau atât de, adică jucau atât de bine în apărare, dar acum la orice fază acolo e pericol. Pericol. Și Larie, uite, a spus foarte clar după meci, a spus foarte clar, domnule, să eliminăm greșelile astea, pentru că nu e jucată calificarea. Păi le ascultăm și pe Larie, și pe Mazilu, dar mai ales pe Gica Hagi. Avem declarații acum că urmează meciuri. Pe la Dinamo, pe la tine, Iureș, și iarăși. Mai avem timp de o cafea. Meciuri bune și în seara asta, meciuri bune. Am un două, bune. Și primul meci acum, Craiova cu Clujul, nu? Da. Am două echipele fără... epuizăm sufletul cu CFR. Da. Patrick Kluivert e unul dintre foștii mari jucători care ne-a și trecut pragul țării. Și Winston Bogarde, da? Uh-huh. Chiar a fost uriaș fotbalist. E ciudat așa mutarea, pentru că Montella a preluat echipa acum 2 ani.
reușit o performanță extraordinară. Asta e performanță istorică pentru ei, locul 4 locul e cea 4, mai bună performanță și calificare în premieră în cupele europene. Exact, după Galatasaray, Fenerbahce și Beşiktaş, dar echipa care e echipa revelația ultimului sezon în campionatul Turciei și surprinzător pentru că Kluivert are ceva CV ca antrenor, dar nu pot să-l compare, adică cu performanța făcută de Montella, nu neapărat, cu performanța făcută de Montella. Turcii neobișnuiți să cumpere, da, între ghilimele, și branduri, nume. Kluivert e un fotbalist. Milan, Barcelona. Iar așa se justifică și sigur, transferul lui Nani, cred, nu? Și Nani, Nani. Da. Vine din Australia și vezi de treabă că Nani a intrat și a trezit un pic. Că până să intre Nani, a fost bine. Problema a fost că n-au ținut ritmul ai noștri. Fundaș și central care au fost foarte, foarte buni. Și grecul, Taktidis, care chiar mi-a plăcut mult de tot. Da. Nici ei n-au prea putut să țină. Eu cred că fizic nici ei nu sunt. S-a văzut ca și calitate. Da, da, da. N-au niciun joc oficial. Au început pregătirile ceva mai târziu. O să fie un retur de foc la Adana. Eu am jucat la Adana acolo, știu că am jucat. Căldura. Acum sunt 52 de grade. Adică atmosfera pe stadion. Atmosfera pe stadion este într-o zonă unde lumea fierbe sângele în zona aia. Nu sunt, ăștia sunt Demirspor, nu sunt Adanaspor, echipa de tradiția orașului, dar uite că ușor, și chiar l-auzeam aseară la declarație video pe Patrick Kluivert, zicea că vrea să depășească performanța obținută cu Vincenzo Montella sezonul trecut, adică să claseze mai bine. Am și făcut transferuri destul de interesante și Stambuli, mă uitam, un jucător adus de la Montpellier. Nu e așa simplu. Noi dacă aducem un jucător din Liga a doua din Franța, ne felicităm. Da. E cum spuneai și tu, deocamdată n-a arătat ce poate ca antrenor, dar orice jucător de geniu, și el a fost un jucător de geniu, câștigător de UEFA Champions League și apoi Barcelona, nu poate să n-aibă nimic în cap, mă gândesc. N-am auzit pe cineva să fie un super fotbalist și la creier să fie praf. Uh-huh. Și ca antrenor, cred că are el ceva în minte, de-aia l-au și adus aia acolo. Uitam CV și a uitat și a început cariera așa cum se tot recomandă să se facă. Multă ucenicie ca secund, fie că vorbim de naționala Olandei, mă rog, a țărilor de jos, fie că vorbim de AZ Alkmaar, de NEC Nijmegen sau alte formații, a avut o singură, și la naționala Camerunului a fost secund, a avut o singură experiență ca principal înainte să vină la Adana, selecționer al celor din Curaçao. El are și ceva rădăcini acolo, că vine din... Altfel nu se explică. Și îmi spunea Severin iarăși informație interesantă, mă rog, interesantă, interesantă și dureroasă în egală măsură. Adana, o regiune, un oraș puternic lovit de cutremurile de acum ceva timp și se uita pe un site, inclusiv acum 3 zile a fost un cutremur de 5. Oricum, nu e un rezultat care să-i liniștească pe cei de la CFR, deși se sizez acum liniște acolo după egalul ăsta. Pentru că jocul de speranțe Viorele, adică jocul de speranțe Florine, dar rezultatul dă și nu de speranțe. Și dacă ar fi fost Petrescu pe bancă la meciul ăsta, toată lumea începea cu fel de presiuni, că dacă nu se califică mai departe este faliment din punct de vedere financiar, că e un an ratat dacă nu și-a Neluțu Varga banii din calificarea în grupele Conference League. Probabil că dacă Mandolin nu se califică, nu va spune nimeni nimic. Va fi o rețetă financiară. Digisport.ro, apropo de ce se întâmplă, Emil Krasniqi va, dacă e să plece de la CFR, de la 3 milioane de euro în sus. Știi care e situația diferită față de mandatul lui Dan Petrescu? Că și-au asumat acum schimbarea în corpora echipei aproape. Mă uitam, nu mai recunoșteam pe nimeni. Dar și bugetul. Și plus banii jumătate. Care au venit foarte mulți din transferuri. Problema e că au venit 6 milioane din transferuri. Păi de asta spun, că au făcut bani din transferuri. Deci au trecut, au schimbat politica, au un scouting foarte bun, adică ce au arătat până acum jucătorii, că chiar i-a nimerit aproape pe toți. Dar chiar toți, sigur. Arată bine. Înțelegi? Au vândut și oarecum și-au compensat cu... Și-au sacrificat calificarea. Și pe Konopian, că de-abia aștept să-l văd. Da. Deci acum câteva luni erau pe gaură 30 de milioane, nu, sau cât ziceai. Și acum s-au echilibrat. Dar problema, nu s-au echilibrat. Păi nu, spunea Daniel că s-au compensat. Nu, eu vorbesc de sezonul ăsta. Ei, dacă nu intră în grupe, sunt gaura și mai mare. Păi asta e, da. Gaura acolo este o gaură care... Deci ei, dacă nu intră în grupe, o să fie problemă. Ei, în momentul ăsta, până în momentul ăsta, au încasat 5 milioane. Plus că au, da. Dacă îl vând pe Krasniqi, îmi fac 8 milioane. Din gaura de 30, mai mult de 30.
bugetul anul ăsta vreo 5-6. Da, să socotim și altfel. Să socotim că au bugetul vândut... Bugetul anul ăsta. Cum, că nu mai ai venituri. Păi bugetul... Nu, păi bugetul sare de 15 milioane. Că au făcut economie și la salarii. Da. Pentru că au vândut jucători cu salarii mari. În 15-16 milioane. Au vândut jucători cu salarii mari. Bine, Conopian, că abonez că n-a venit pe 2 lei, dar în fine, e doar unul. Hai să vorbim un pic și de a patra reprezentantă în Conference League. Mă refer la FCSB, dar prin prisma unui transfer foarte mult dorit și iată înfăptuit. Revine Vlad Chiricheș. Oricine își dorește un jucător ca Vlad Chiricheș, ca experiența lui, ca ce înseamnă fost lider al echipei naționale. Și actual lider, că nu a lipsit pentru că a fost accidentat. Nu știu dacă mai poate să joace acum la echipa națională, cum joacă echipa națională. Nu știu dacă Edi Iordănescu l-ar băga să joace titular, ar schimba linia de fund acum. Dar oricine ce-ar dori, un jucător extrem de serios, un profesionist. Dar este un efort din partea patronului care vrea cu tot din adinsul să intre în grupe. Și eu cred că au toate șansele. După aceasta urmează dubla de foc. Acolo e greu, să fie greu, pentru că au și... Norgeland? Da, Norgeland, dar au, știu, sau acel 0-10 cu tot cu echipă de acolo din zonă, nu o să fie simplu, dar eu cred că este de salutat revenirea lui Vlad, este un jucător exemplu, un jucător de la care jucătorii tineri din competiția noastră internă au numai și numai de învățat și sigur, în primul rând, să fie sănătos. Și dacă e sănătos, pe mine unul m-a blocat cu, cum tot ziceam, problemele din apărarea FCSB-ului, problemele din apărarea FCSB-ului. Nu mi se părea că Haruț, Daua constituie un cuplu atât de sigur să te bați pentru titlu, să te bați pentru parcurs lung în Europa. Dacă Vlad Chiricheș este sănătos și va juca un număr și cred că avem toate motivele să joace. Dacă Săpunarul joacă meci de meci la 39 de ani, vorbesc chiar și de un fotbalist care a făcut o carieră în afară, bănuiesc că și Vlad Chiricheș, dacă este sănătos, poate să ducă ritmul. Băieții ăștia sunt exempluri de fotbaliști rani. Ca și oameni, ca și persoane, sunt, repet, pentru jucătorii noștri tineri, au numai și numai de învățat. Să te uiți la Vlad, să te uiți la Săpunarul. La fel și Cristi. Da, plus valoare, nu? Și plus valoare, bineînțeles. Da, perfect de acord cu ce spuneți voi. N-aș mai avea de adăugat, doar că mă surprinde că Gigi Becali a făcut efortul ăsta, pentru că din ceea ce ne-a arătat în ultima vreme, era extrem de calculat. A repetat obsesiv că se întinde cât e plapuma. Nu știi cum e, că astăzi e într-un fel. Păi da, dar să faci efortul ăsta de... Cât se spune, că n-a văzut nimeni de aici de la masă contractul. 400.000 de euro pe sezon și dacă ia campionatul, încă 400 se prelungește. De ce te faci ca încetit și de Tănase, că ar putea să întoarcă? Asta chiar ar fi. A, Tănase parcă e mai bine puțin, pentru că e și mai tânăr, pentru că îți dă și niște goluri, pentru că Ninu are istoricul lui Chiricheș și din punct de vedere medical. Tănase are vreo 70 de goluri la FCSB. Parcă l-ai luat altfel, așa, mult mai optimist. Așa pe Chiricheș să-i dai 400.000, el dacă nu se accidentează. E o certitudine fără niciun fel de dubiu. Dar dacă nu se accidentează, cum spuneam toți de aici, dacă nu se accidentează, el a pierdut, cred că, vreo 30% din carieră, dacă nu mai mult, din cauza accidentărilor. Voi puneți, scuzați-mă că întreb, puneți salariile numai la 3 jucători de la FCSB și o să vedeți cine are cel mai mare buget din Liga în de față. Pune Chiricheș, pune Florinel Coman și mai pune cine mai acolo, Dariu Solaru. Și o să vedeți 3 salarii, 400 și cu vreo 300 de la Florinel și cu vreo 200 de la Olaru. O să vedeți că numai 3 jucători te costă 1 milion și ceva... Pe lună. Pe an. Pe an. Și atunci vorbim eu... Sunt obișnuit eu de la net, fără taxe. Fără taxe. Eu cred că atunci FCSB-ul, din punctul meu de vedere, ar merita câștiga acest campionat. Este echipa cu cel mai mare buget în momentul de față. Și care a adus... Mai avem o condiție de îndeplinit ca să... Ca să nu comită antrenorul. Din fotoliu. Haideți să vedem ce